Bucureștenii branșați la rețeaua de termoficare au primit cele mai mari factori de până acum. Pentru luna ianuarie, costurile pentru apă caldă și căldură se ridică la peste 700 de lei în cazul unui apartament cu patru camere. Și asta în condițiile în care temperaturile au fost geroase doar în câteva nopți. Facturile pe luna ianuarie sunt cele mai mari primite până acum, spun președinții de bloc. Este în valoare de 16.886, iar soldul se adună și ajunge la 50.496. Iar asta înseamnă că pentru o garsonieră totalul de plată la termoenergetica va fi de aproape 350 de lei, iar pentru un apartament cu două camere peste 400 de lei. La apartamentele cu trei camere costurile ajung la aproape 600 de lei, iar la patru camere peste 700 de lei, doar apa caldă și căldura. Locatarii dintr-o scară de bloc din sectorul 1 au acumulat datorii de 10.000 de euro la termoenergetica după ce ultimele trei facturi primite au depășit fiecare 10.000 de lei. Practic ne, ne bagă în groapă. Din factura de noiembrie am apucat să plătesc circa 4.000 de lei. Din totalul de 14.000 de lei. Pe decembrie? Pe decembrie nu am putut să plătesc nimic. Datorii mari, care adună și penalități, au multe asociații de locatari din București, branșate la rețeaua de termoficare. Din cauza facturilor mari, unele apartamente au adunat restanțe de peste 10.000 de lei. De exemplu, această scară de blocare de plată doar la căldură, restanțe de peste 22.400 de lei. Un alt bloc din sectorul 2 are de plată 18.300 de lei pentru luna ianuarie și o restanță de peste 17.000 de lei. Sperăm că săptămâna viitoare să o plătim pe cea din de luna decembrie, urmând ca uh, penalitățile să curgă. Adunăm banii greu, oamenii plătesc întreținerea greu, le vin sume mari acum și tot să vaită. Iar în sectorul 3 oamenii se plâng că au dârdit de frig în nopțile geroase. Atunci când era foarte frig, căldura nu era, când s-a încălzit temperatura, atunci au dat și căldura, ceea ce chiar nu mai era nevoie. Să doarme cu geamurile deschise. Să consum și bani și tot. Adică niște bani aruncați pe geam așa. Administratorii blocurilor cu restanțe spun că termoenergetica l-a transmis că nu vor fi debranșați pentru datoriile acumulate. Afli oriunde ai fi în timp real observator noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play